Excelentă pasă, Farul intră în careu cu această minge scoasă pentru gol! Marcat de Gabriel Toma! Ce bucurie pentru puștiul de 19 ani, cel care izbutește să marcheze în minutul 43 spre satisfacția suporterilor și evident spre bucuria lui Ciprian Marica. Zâmbește și Petre Grigoraș. Avea nevoie de un gol. Gabriel Toma, felicitat de toți colegii săi, sărută și gazonul. Haideți să ne vedem faza. Dumbia, excelent, așteaptă, dă mingea foarte bine pe lângă Lazar. Balon oprit cu piciorul drept de Toma, după care vine diagonala cu piciorul stâng. Perfectă. Plonjon inutil, semnat de Flavius Croitoru, dar nu poți să dai vina pe un portar după asemenea fază. N-avea nicio șansă să ajungă la acest balon plasat excelent de Gabriel Toma de la 11-12 metri, aproape perpendicular pe buturile argeșene. Giapă unie peste tot la fazele fixe cel puțin. 5 oameni are Farul Constanța în careu cu capul, gol! 2-0! Farul Constanța reușește să marcheze din nou prin Paul Antoche, unul dintre fundașii centrali pe care l-avem în prim plan. L-am văzut atât de rar într-o asemenea ipostază încât evident trebuie să-l felicităm. Paul Antoche, 27 de ani pentru el, reușește să placeze o lovitură de cap. Excelent, trimis balonul care mușcă din stâlpul lateral. În fine, un corner executat ca la carte de Georgian Păun. A luat sau nu bara? Parcă a șters totul stâlpul din stânga. Iată ce bine se demarca, Izal pierde din marcaj. Da, super gol, Flavius Croitoru, care apărase excelent până acum, n-a mai avut ce să facă. Și din minute.